neștrengarilor. Ați câștigat. Vă voi povesti despre domovoi. Lumea este plină de spirite care trăiesc în jurul nostru, fără ca să le vedem, dar le simțim. Fiecare casă are un domovoi. Trebuie să-l acceptăm și să-i oferim de mâncare. El ne va proteja de dușmani, dar ne va pedepsi dacă încălcăm poruncile lui. În curând voi naște o fată care va moșini puterile magice ale bunicii mele. Să ai grijă de Adunia, pentru că eu nu voi mai fi. Voi invoca toate spiritele să o ajute. Așa, stai! Ea este Ana, noua mea soție. Ne-am căsătorit și suntem din nou o familie. Nu-mi place Ana. Nu are duh bun. Trebuie să am grijă de spiritele mele. Primește ofranda aceasta, Rusalca, și apără-mă. Bine venit, părinte. Aici sunt probleme mari, din cauza vasei care hrănește spiritele. Trebuie să liniștim oamenii, să renunțe la aceste obiceiuri spurcate de a hrăni spiritele. Iar vasea va fi pedepsită. Temeți-vă de Dumnezeu! Potoliți-vă cu spiritele! Vasea, ai grijă, fata mea! Ana este foarte rea, vede spiritele, însă nu le acceptă, vrea să le distrugă. Va face mult rău satului, vrea să deschidă porțile iadului și să le libereze pe maleficul Medved. Ne vei distruge cu monștrii tăi. Îmi voi apăra familia cu prețul jertfei supreme. Dă-i pâinea lui Edi. De haliți, ia uite! Nu, dar pâine pentru... Nu mai avem? Nu mai avem.